Marcajul rutier orizontal aproape șters, indicatoare amplasate neregulamentar, semnal de iluminare la 20 de metri de zebră și carosabil care se termină direct în clădire sunt doar câteva dintre cauzele producerii accidentelor rutiere pe trecerile de pietoni din orașul Căușeni. Mai nou, în centrul orașului a apărut o trecere de pietoni doar până la jumătatea șoselei. De la mijlocul lunii decembrie, trecerea care nu există este iluminată pe timp de noapte, iar cei care încearcă să o traverseze riscă să fie amendați. Am văzut că s-au început lucrări de amenajare a unei noi treceri de pietoni. Nu s-au dus până la capăt lucrările. Eu sper că o să finalizeze marcajul până la capăt și neapărat trebuie să fie instalate indicatoarele, adică scoase de acolo, de la intersecție și instalate aici, indicatoarele de informare. Neapărat trebuie și indicatoarele de avertizare din ambele părți, fiindcă indicatoarele de avertizare se instalează la o distanță de 50-100 metri față de trecere de pietoni, ca conducătorul să fie avertizat din timp că, uite, urmează o trecere de pietoni, să fie atent în cazul în care apare pietonul, să poată să-i cedeze trecerea. Adică nu sunt instalate indicatoarele, autoritățile trebuie să fie mai responsabili și să amenajeze mai repede pietonala respectivă, fiindcă asta poate să ducă la situații sau chiar accidente și aici ține legat cu pietonii. Căușănenii care traversează centrul orașului se uită nedumeriți și spun că fie drumarii au rămas fără vopsea, fie s-au răzgândit să o mai coloreze. Pe la jumătate s-au răzgândit, îmi pare că. Așa îmi pare. Că nu se vede. Și dacă ar fi fost vopsit până la sfârșit, cât uși de cât se vedea puțin, puțin. Acum așa și n-am înțeles. Locuitorii orașului cunosc intersecția și unde sunt locurile de trecere. Dar pentru oamenii care de la sat sau din altă localitate, ei nu cunosc. Solicitat să dea o explicație a cui este zebra și cine nu a îndeplinit marcajul până la capăt, reprezentanții societății pe acțiuni Drumuri Căușeni dau vina pe Consiliul Raional. Consiliul Raional Căușeni este pe traseu L573, drum de acces spre oraș Căușeni, care începe de la magazinul Epicentru și se termină la restaurantul Novel. De a aplica un marcaj rutier este necesitat, în primul rând, de condiții climaterice pozitive, adică temperatura aerului să fie de la plus 15 în sus, ca să aibă loc o aderență cât mai bună dintre beton asfaltic și vopseala pe care se aplică. Și clar lucru necesită soare pentru a usca, pentru să aibă loc uscarea. Orașul Căușeni are o problemă gravă în ceea ce privește trecerile pietonale, spun instructorii auto, care afirmă că zilnic trecerile pietonale nu doar că sunt șterse de pe șosea, dar că sunt și fără indicatoare rutiere. Pe unele locuri nici nu se observă. Trebuie reparate, trebuie crescuite ca să vadă de departe. Sunt sectoare care se văd, sunt sectoare care nu se văd. Dar părerea mea ar fi bine de cu o culoare mai aprinsă să fie. Să ieșim din confort cel care au fost albi. Vedem în cazul dat conducătorul a staționat chiar pe trecere de pietoni și asta e o problemă zilnică. De chestia dată trebuie să ocupe, asta este lucrul poliției, așa că poliția trebuie să vii cu amenzi, cu verificări mai des ca să nu se întâmple, fiindcă cum stau vehicule aici la piață, e o problemă că pietonii aleargă, mai ales dacă sunt copii, ei nu se observă după mașinile care stau oprite sau staționate. Asta este. Iarăși o problemă în locul dat lipsesc indicatoarele de avertizare. Indicatorul 120 care prin întâmpină despre apropiere trecere de pietoni. Indicatorul de informare, vedem că l-a agățat de un pilon, cât de cât este vizibil. Ziua câteodată stă oprit sau staționate vehicule mai mari, microbuză, și reduc din vizibilitatea indicatoarelor. Marcajul filmat, uitați-vă că el nu este, s-a șters, cu toate că e aplicat la sfârșitul lunii ianuarie. Adică eu nu știu ce vopsea folosesc autoritățile, că vopseaua nu e calitativă deloc și adică dispare foarte repede din partea carosabilă din cauza condițiilor meteo. Și asta este o problemă, aici e mare problemă la piață, fiindcă e aglomerație foarte, foarte mare. Potrivit oficialilor, în zilele următoare, una din cele două treceri pietonale din centrul orașului Căușeni va fi anulată. Totodată, până la sărbătorile pascale, majoritatea trecerilor de pietoni din Căușeni
vor fi revopsite.